Înainte să începem acest video, aș vrea să verificați încă o dată giveaway-ul, pentru că ați cam uitat de el. Are de-abia 80 de vizionări și trebuie să facă 250. Deci o să vă las link-ul în descriere, apăsați pe el și vizionați-l ca să fac și eu giveaway-ul, că na, trebuie. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un top Sounding Cars, pentru că inițial voiam să fac top Moments, dar am jucat ore întregi și momentele foarte bune pe care le-am prins nu le-am filmat. Deci mă ofticam foarte tare, dar am zis să fac un top Sounding Cars pentru că e un video ușor de făcut. Și poate pe unii români care nu știu engleză sau știu, dar vor să audă și versiunea română, interesează să audă un top. Nu neapărat de la mine, dar de la oricine. Cred că o să fac un top 10, dacă nu mă înșel, top 10 sau top 15. O să începem cu un Ferrari 2015, Ferrari F12 TDF. Este un model, cum să vă zic eu, mai special, pentru că au fost făcute doar 999 de exemplare. E versiunea upgradată a lui F12 Berlinetta, dar din ce știu eu, 812-le Superfast e mai bun la performanțe. Oricum, asta din ce știu scoate mai timp mai bun pe circuit. Și dacă nu mă înșel, dar s-ar putea să mă înșel, are ultimul V12 aspirat pe un Ferrari, cum a fost pe Berlinetta. Pe 812 nu știu dacă mai este aspirat. Oricum, versiunea pe care o vedeți acum nu este aspirată, pentru că i-am pus eu niște turbouri ca să văd cât de repede poate să accelereze. Abia se aud oricum, vă arăt imediat. Următoarea mașină pe care vă voi prezenta este un AMC American Muscle Rebel The Machine de la American Motors, care este destul de cunoscută în America din ce știu eu, doar se numește American Motors. Vă dați seama că am turnat-o, dar motorul este același, un 7,2 litri V8 de 550 de cai, nu, mai mult, 6, aproximativ 600. Și vă dați seama că un Bugatti Chiron are motor de 8 litri cu 16 cilindri. Deci, dacă mai punea un litru la asta, făcea capacitatea cilindrică a unui Chiron sau Veyron Supersport, eventual. Oricum, sună genial, deci e printre top sounding cars. Când zici asta, e una mașina asta, mă gândesc. Un V8 aspirat fără niciun turbo, nu știu dacă i-am pus turbo. Nu cred că i-am pus. Deci, ascultați puțin la asta.
și are o accelerație destul de brutală la câtă putere are. Și cum sună, frate, deci cei cărora le plac motoarele V8 și muscle car-urile americane o să le plac asta, sunt sigur. Asta este un Ford GT Horizon Edition. A fost lansat la salonul auto de la Geneva, din ce mi-amintesc, în 2016. Doar că ăsta e modelul cu puțin mai multe modificări din partea celor de la Forza Horizon. Un spoiler pe spate de fură toate privirile. Geantele au scrisul acela pe care doar mașinile Horizon Edition îl au. Splitterul de pe față, cu ambiții de curse, desigur. Pe interior nu are schimbat nimic față de cel normal, dar acele crackers, cum le numesc americanii, m-au făcut să pun mașina asta în acest top. Nu știu dacă veți auzi când o turez, dar când merge, sigur veți auzi acele pocnituri așa. Și acel turbo pe care nu știu dacă l-avea stoc. Deci vorbeam despre o Delta S4 Get in car. Imediat vă voi spune dacă am schimbat motorul sau nu, pentru că nu mai amintesc. Da, l-am schimbat. Și da, are același motor ca acel Audi RS4 de 6,5 litri transformat, vă dați seama, motorul inițial avea 6,2, doar că ăsta sună cu totul altfel și sună genial. Și accelerația este brutală, wow. Vă dați seama că am pus și un turbo pe ea, care îi mărește puterea mult, mult. Cred că o să vi se facă pielea de găină când veți auzi sunetul ăsta. Dacă vă place genul ăsta. Ce, revenim la motor. Pot să spun că ăsta este un cum îi zice, un sleep car sau cum vreau să zice. Sleeper. Văd că sunetul motorului seamănă cu cel de la Audi RS4, deci nu cred că voi mai pune Audi RS4 în top. Dar cred că urmează să vedeți cea mai brutală accelerație pe care ați văzut-o în 3, 2, 1. Este de raliu, adică accelerează așa.
Și este de raliu, adică raliu înseamnă că poate să meargă și pe asfalt și pe pietriș sau cam toate tipurile de, cum să le spun? Înțelegeți voi ideea? E prea OP și e un sleeper wow, adică când am accelerat-o prima dată mi s-a făcut pielea de găină. Că a fost aproape aia. Deci asta este Lancia Delta S4. În stats-uri arată că atinge 100 în 4 secunde. După ce ați văzut mai înainte, vă dați seama că nu au fost în niciun caz 4 secunde. Și da, nu puteam să mă abțin și am adus un Lexus LFA aici în top. Tot vă dați seama, un motor V10 care inițial credeam că este de Lamborghini Huracan, dar nu este, nu are nicio legătură. 700 de Nm cuplu, vreo 800 spre 900 de cai putere. Sună genial! Cred că este singurul motor V10 din acest top. Și singurul care îmi place mie, ca părere personală. Ca să vă faceți o idee, acest motor ajunge în 10.000 de turații, dacă nu greșesc imediat. Vom testa să vedeți și voi. Deci, turația normală este de 800, ca la toate mașinile. Creștem. ...9900. Deci nu atinge 10.000 de turații, dar cu încă puțin tuning. Dar, na. O mașină care atinge 10.000 de ture e o mașină care are blocul motor și pistoanele făcute să reziste, frate. Voi vă dați seama, 10.000 de ture. Hai să facem și un burnout cu ea. Pe paie. Și un detaliu pe care l-au pus cei de la Lexus a fost să țină minte numărul de turații pe care numărul maxim de turații pe care l-ai avut
De exemplu, eu dacă mă duc acum la 7.000, 8.500, vedeți o linie roșie acolo. Este un mic detaliu, dar poate unii au nevoie de așa ceva ca să-și maximizeze performanțele. Dispare după un timp, din ce văd. Dar asta a fost Lexus LFA, să trecem mai departe. Nu puteam să fac acest top fără un Mercedes, așa că aveți în fața voastră un E63 AMG. Este un E-Class cu ambiții de curse, 800 și ceva de cai, vă dați seama că asta nu este stock. Motorul stock are undeva la 600-500, dacă nu mă înșel, ceva pe acolo. În niciun caz nu are o tonă jumate, are 2 tone. Și în niciun caz, de fapt, sunt cazuri în care este tracțiune integrală, dar majoritatea tracțiune spate, vă dați seama. Cam toate motoarele de la Mercedes, mai ales cele din seria AMG, au un sunet comun, să zicem așa. Sună ele diferit, dar nuanța de sunet, dacă înțelegeți ce vreau să zic, este cam aceeași. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și am făcut și un mic accident. Asta nu o să cenzurez, pentru că cei care jucați Forza Horizon, mai faceți și voi câte un accident. Dar îmi place că au păstrat aceste stopuri, care mie personal îmi plac. Le-am văzut și pe modele 2012, asta este 2000... Ce an e? 2013, ceva pe acolo, oricum arată genial pentru anii ăștia. Și ăsta a fost. Un mic detaliu aș vrea să mai spun, nu este cel cu turbina stock sau cu superchargerul stock, pentru că nu mai știu ce am pus pe el și nu vreau să verific pentru că pierdem timpul. Am vrut doar să vă arăt cum sună, trecem mai departe. Și înainte să ne urcăm în ea, aș vrea să vă arăt o mașină care mie personal mi-a făcut multe minuni. Cu asta, în general, mă duc la street racing și cunoscătorii care joacă Forza Horizon sau care se uită știu că street racing este una din cele mai grele părți ale jocului. Adică trebuie să vii cu o mașină ca lumea, pe care știi să o controlezi și care poate să atingă viteze de peste 300 la oră. Bine, din ce am văzut, îți alege în funcție de categoria mașinii. Dacă tu ești în ce clas, îți dă din ce clas. Dar oricum dificultatea e destul de mare și viteza e constantă la fel de mare. Opel Manta 400 se găsește în vânzare și în România, doar că nu într-o așa stare, nu cu așa putere. 500 și ceva de kilowați, un motor care sună parcă e de raliu, pentru că așa și este. ...9500 de ture, maxim dacă nu greșesc. Accelerație o bestie, adică trageți în ochi. Să punem un pic pauză. Ăsta este un Opel din 1984.
Hai că ați văzut-o și pe asta pe filmare. Și este un opel care atinge peste 300 la oră. Nu vreau să stau mult la el. Dar mie îmi place foarte mult mașina asta. Trecând mai departe. Una din cele mai iubite mașini ale lumii tuningului sau mașina de import, Toyota Supra. Ăsta e modelul RZ, dar seamănă leit cu modelul foarte folosit de cam toți tunerii din lume, pentru că e foarte, foarte cunoscută. Avem peste 1000 de cai la bord și peste 1100 de Nm cuplu. Deja era clar, 1200 de kilograme. Are cușcă, are toate ambițiile de curse de care ai nevoie, atinge peste 350 la oră. Asta e făcut de mine, vă dați seama. Este cunoscutul, foarte, foarte cunoscutul motor stock de la Supra, care este tunărit la maxim și din ce am înțeles de pe YouTube, are o cutie care îți permite să faci schimbările când vrei tu. Ups, mă scuzați pentru asta. Are o cutie care îți dă voie să faci schimbările când vrei tu, fără a strica nimic, deci ambreiajul nu se strică. Voi vă dați seama ce a însemnat asta pentru anii 2000 și pentru acum. Pentru că am folosit-o și la clipul cu trailer Top Moments, pe care nu știu dacă o să-l mai fac. Dar ascultați puțin la turbina și la cum crește în ture, deci m-a fascinat. Un mic burnout. Și hai să accelerăm până la 300 să vedeți și voi despre ce vorbesc. Deci cum se aude asta din interior, turbina și cum accelerează, deja mi-a făcut pielea de găină, mă scuzați, și nu știu dacă este mașina mea favorită, dar este printre primele acolo sus. Nu numai pentru mine, pentru că sunt foarte mulți pasionați de Toyota Supra. Dar cât de mult poate fi tunată și cum arată? În 1998 a revoluționat industria auto. Cel puțin asta e părerea mea. Adică farurile astea și stopurile și ideea, designerul care a făcut așa ceva are tot respectul meu. Să trecem la printre ultimele. Și am ajuns și la printre ultimele. Nu știu dacă am făcut top 10, dar le voi număra și voi realiza mai târziu. Acesta este un Dodge Charger RT din 1969. Modelul cel mai frumos, pentru că cel din 70 nu-mi place și cel din 68, 1968 are un aspect bea, cel puțin pentru mine. Mie chiar nu-mi place. Ăsta este cel mai frumos, cum farurile apar din
din față, fără ca tu să-ți dai seama, se dau cele două chestii de plastic sau ce material o fi acolo, se dau jos și apar farurile acolo, stopurile sunt lungi și incredibil de frumoase. Dacă nu v-ați dat seama, asta este mașina pe care a folosit-o Dominic Toretto sau Vin Diesel în multe, multe filme Fast and Furious, minim 3 sau 4 filme din ce mi-am amintesc. În primul, în al cincilea, al șaselea, parcă și al șaptelea. Sunetul este genial, doar că nu înțeleg de ce nu se aude tare. Deci, și da, și în filmul Fast and Furious are chestia pe capotă care se numește și eu Supercharger sau cum îl mai numesc unii Bugcatcher, adică din ăla care prinde gângănii, pentru că asta nu știu cum să vă arăt. Vedeți cum se deschid alea? Haideți să o accelerăm un pic să vedeți cea mai brutală accelerație pe care am văzut-o vreodată. 30 la oră și 3, 2, 1. Și am ajuns la ultima. Puteam să fac un top mai mare pentru că astea nu sunt singurele mașini pe care le iubesc la sunet și la cum se conduc. Dar un Ford Mustang GT500, cum zice și numele, 500 de cai. Doar că al meu are mai mult și sună genial, frate. Deci sunetul ăsta îți face pielea de găină. În viața reală sună atât de tare. Vă auzi, cred că de la 1 km depărtare, fără nicio glumă. Și seamănă destul de mult cu cel folosit în filmul Need for Speed. Iar face controlul probleme. Haideți să mergem puțin încet. Cu accelerația, hai să vedem. Ați văzut și un moment prost. Adică erau trei mașini ce puteam să fac. Așa accelerează 60% cu accelerația. Frumos. Oh, nu se oprește.
safe to do so. Turn sharp left. Turn around. Și un mic detaliu înainte să încheiem acest episod. Aveți pe bord un senzor care măsoară forța exercitată de mașină către tine și către mașină, vă dați seama. Se numea puterea G, din ce mi-amintesc. Hai să accelerăm puțin să vedeți și voi cum se va duce în spate. Ați văzut despre ce am vorbit. Dacă ați ajuns până la acest moment al videoclipului, aș vrea să vă mulțumesc. Tu care ești acum și acum pe videoclip, ești unul dintre puținii care încă se mai uită. Majoritatea dau decât click și ies. Așa cred eu. Poate e o chestie falsă. Dacă ai ajuns până aici, scrie un comentariu cu ce mașină îți place ție și înainte să scrii ce mașină îți place ție și cum sună sau ce mașină ți-a plăcut din acest top, scrie Muscle Car acolo ca să știu că ai ajuns până la sfârșit și că te-ai uitat la tot videoclipul. Eu am fost Băguitorul, sper că aveți o zi superbă. Ăsta a fost topul meu. Deci personal, să nu o luați în serios că nu am pus BMW-ul sau ceva. Nu prea conduc BMW-uri în jocul ăsta. Dar nu sunt un hater, nu sunt un fanboy. Sper că v-a plăcut încă o dată, să aveți o zi frumoasă sau o seară frumoasă. Eu v-am pupat. Pa! Yeah!